Bună ziua și bun regăsit în 2019, la mulți ani tuturor, să fie un an bun, sănătos, fericit și uh, cu, uh, cu, multe realizări și uh, să trecem cu bine despre, peste provocările acestuia. Vă mulțumesc să fie spornic și profitabil, da? Uh, mulțumesc și eu pentru urări și mă bucur să ne reauzim după o vacanță în care... Uh, poate ne-am deconectat de piață, eu o bună parte din timp, însă în ultimele zile am tot, am tot citit să, să reintru puțin în, în, atmosferă. Este un început de an mai, mai agitat și mai interesant, dar și mai dificil decât în ceilalți ani, la fel cum a fost și finalul de altfel. Și începem să discutăm. disclaimer este același și el trebuie citit în, în totalitate, după părerea mea. De aceea este pe ecran și este și înregistrarea, dar reținem și că instrumentele financiare sunt riscante, efectul de rivier majorează riscurile, că în anumite situații pot să am expunere în piață, momentul de față nu am expunere pe instrumente internaționale, dar pe unele acțiuni în România și, de asemenea, că performanțele trecute nu reprezintă o garanție pentru viitor. Cu ce să începem? Putem alege piețe de capital, putem alege. Indici bursieri, haideți să mergem pe domeniul bursier. Indicele german de 30 este acum într-o fază corectivă. Ideea de bază fiind cea a unor fluctuații importante la finalul de an, înainte de Crăciun, după Crăciun, am avut chiar sesiuni extrem de puternice, și în Germania, și în Statele Unite puternice ca variație. De sens diferit după scurtă, scurtă vreme. Totuși, care este starea de spirit în, în prezent? Pentru că putem vorbi foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat. O să aleg aici lucrurile uh, relevante, în primul rând, să mergem așa un pas în urmă și să ne gândim la sesiunea de vineri, o sesiune care a început. Uh, bine, dar totuși mult mai, mult mai ezitant și care a continuat entuziast. Datele de vinere au fost date din piața muncii cele mai importante de obicei. Și iată că am văzut un număr de angajați în creștere puternică peste 300 de mii. A fost. Exact răspunsul pozitiv pe care îl așteptau piețele după o perioadă lungă de dezamăgiri. Articolele pe care le citeam înainte de discursul lui Powell, care a fost în acea după-amiază, erau că datele s-au rescris în notă descendentă, că avem semnale de mare slăbiciune, că anumite regiuni din economia americană sugerează încetinire și că piețele ar aștepta chiar o tăiere de dobândă anul viitor și nu o majorare. Ei bine, aceste impresii au fost mult modificate după publicările datelor de la 3 și jumătate. Între altele, am avut câștigul mediu orar anualizat 3,2%. Este cel mai înalt nivel din ultimii ani. Am avut peste 300.000 de locuri de muncă nou create, nu departe de dublul nivelului așteptat, în timp ce șomajul a crescut la 3,9% față de 3,7. Cu toate că avem o creștere, acest indicator nu este cel mai urmărit și nu este neapărat cel mai relevant în această perioadă. Șomajul poate să crească, am discutat asta acum mai multă vreme din diferite motive, inclusiv uneori poate să dea semnale false. Creșterea asta se însemne de fapt că cei care își caută loc de muncă sunt mai, mai, mulți. Un alt lucru important despre piața muncii este că numărul celor care, acesta a fost dată anterioare, nu dată de vineri, dar numărul celor care au renunțat voluntar, benevol la locul de muncă, fiind convinși că își vor găsi un altul mai bun, a fost în creștere. Ceea ce înseamnă că încrederea în abilitatea de a găsi locuri de muncă este una destul de ridicată. Bun, alte cifre au fost indicele PMI în sectorul serviciilor, în creștere neașteptată, de fapt în, în valoare peste așteptări, dar totuși absolut în scădere, dar modestă 54. 54 4. Asta este valoarea finală față de valoarea anterioară 54. 7, uh, uh, cu o lună înainte avusem 53 uh, 534. Bun, dar uh, ziua de vine n-ar fi fost completă fără discursul lui Powell, care a fost citit în tentă Doviș. Uh, bun, în tentă Doviș uh, am avut uh, astfel uh, un uh, răspuns puternic uh, inițial uh, dolarul a avut un moment de entuziasm după datele din piața muncii și apoi a venit Powell care a arătat că Banca Centrală poate să se reorienteze, poate să se re, uh, repoziționeze uh, și că uh, dacă va fi nevoie va schimba direcția de politică monetară. A fost uh, o schimbare de, de poziție care a fost cam a treia în ultimele două luni. Și ne arată că piețele au, au reală forță în orientarea politicii monetare, totuși, totuși nu a fost decât un pas în direcția dorită de către piețe, nu a fost o certitudine. Dar am putea vorbi despre o pauză în logica de. Majorarea dobânzilor. Ceea ce pentru EuroSD nu a semnat altceva decât uh, imbolduri în, uh, în cadrul unui interval extins de aproximativ 1,5-1,6%. Bun. Uh, să revenim la piețele de capital. Uh, am reținut uh, sugestia ca să vorbim mai degrabă de ceea ce urmează, pentru că asta știm cu ce s-a întâmplat. Știm cu toții uh, eu. Uh, Pregătesc cumva terenul și selectez niște informații care ne ajută să înțelegem. Nu, poate nu chiar toată lumea a urmărit în această perioadă și, evident, facem o selecție foarte dură a lucrurilor petrecute, pentru că sunt foarte multe care s-au întâmplat în aceste câteva săptămâni. Ce alte lucruri mai sunt de reținut? Avem un. Uh, un uh, posibil dialog între Statele Unite și China pe teme comerciale, ceea ce a ajutat la euforia de uh, vineri. Piața din China, după uh, perioadă destul de, destul de grele, avusese atunci un moment de revenire. Chiar și în prezent este pe, uh, este pe plus. Uitați-vă la, uh, la acest grafic din 4 ianuarie, care a fost un minim, am recuperat vreo cât să fie vreo 90 de puncte aproape din, din zona de minim, ceea ce înseamnă foarte mult, înseamnă nu departe de 4%. Dar în China avem și alte aspecte, inclusiv stimulare monetară. Nu întotdeauna presa din vest, a preluat cu atenție măsurile pe care le-a luat banca centrală din China în aceste luni, dar direcția a fost de relaxare monetară. Uh, și un nou, un nou pas a fost fă, făcut săptămâna trecută prin scăderea rezervelor minime obligatorii. deci mai multă lichiditate în sistemul bancar să înseamnă susținerea creditării. Iar și-a ajutat sentimentul uh, de vineri. Pe de altă parte, ceea ce văd acum după weekend este uh, mai puțin. Uh, este mai puțin încurajator Am avut un pic de uh, declarații uh, Care nu sunt foarte depărtate de linia de până acum În care China susținea că Taiwanul trebuie să revină în, uh, Să revină în sub controlul Chinei Dar uh, au părut a fi un pic mai uh, uh, Mai... Uh, uh directe și un pic mai, mai pronunțate în timp ce președintele a solicitat sprijinul președintele Taiwanului, președinta, de fapt, a solicitat uh, sprijinul aliaților, ceea ce uh, în momentul de față completează o stare de uh, posibilă alertă în regiune împreună cu uh, o, un vas uh, militar care este american, care este acum în, uh, uh, care a, a ajuns, nu știm unde este chiar acum, dar recent erau informație pe Reuters că um, prezența sa în Marea Chinei de Sud este o provocare. Deci, un uh, sentiment de risc în plus din perspectivă geopolitică, ce nu ajută nici, uh, nici uh, activele de risc în general, nici bursa germană, de altfel, în acest debut de săptămână, Datele din Germania au arătat un consumator, un investitor, e vorba de Sentix, cu o încredere încă scăzută față de ce aveam ce aveam în 2017, dar nu minus 2 puncte, ci minus 1,5 și comenzi industriale în scădere lunară de 1%. Vânzările cu amănuntul, plus 1,4 față de 0,4, acesta a fost vești bune. 0,4 pe Forest Factory, 0,3 la noi în platformă. Și urmează în scurtă vreme datele pentru zona euro, ne interesează vânzările cu amănuntul, acestea de la acestea ajustate sezonier 01 este așteptarea la noi în alte surse pare a fi 02 deci în principiu cred că un 03 necesar pentru a da un sentiment mai bun indicele ASM important nu este o valoare finală deci este o valoare nouă pentru luna trecută și indicele ISM din servicii se așteaptă a coborâ de la 60,7 la 59. Cred că totuși cu toate că cifrele au fost rezonabile pentru datele de vineri acest indice PMI, totuși mi se pare un pic de risc de a vedea o publicare sub acel 59 de, de puncte. O serie de îndoiele, a fost infiltrate în tabloul de bord al, al traderilor, al investitorilor și al consumatorilor, mai ales, și asta ar trebui să se să înceapă să se vadă. Discuțiile continuă, dar știți că am, am văzut la un moment dat o poză despre o discuție între președintele, uh, președintele american și delegația chineză și președintele american avea un, un poster uh, pe masă, nu știu dacă era, era reală sau nu, dar uh, nu, nu era pe o agenție de știri, era pe un, pe un grup de discuții și uh, din acea poză, o să vă redau doar ideea, uh, se uh, semnala uh, o... Foarte mare hotărâre de a, de a obține un acord în favoarea Statelor Unite. Cu alte cuvinte, ceea ce ar fi promis Statele Unite de, ceea ce ar fi promis China deocamdată ar fi insuficient. La aceste discuții se poate însă să se obțină victorii temporare și o rundă ar trebui să se petreacă, dacă rețin bine, chiar în această perioadă. Deci, în această săptămână. Dar, Va fi oare acel acord în care să aibă încredere vestul că nu mai este transfer de proprietate intelectuală sau că se vor achiziționa mult mai multe produse americane, nu știu dacă e de ajuns pentru că în momentul de față avem avem așteptări foarte mari. În plus, în Statele Unite avem problema finanțării sectorului public și uh, asta înseamnă că anumite agenții uh, nu primesc finanțare. Există un proiect uh, trecut de Camera Reprezentanților, un proiect care însă trebuie să treacă și de uh, președinte și uh, uh, asta înseamnă că până în alta intenția sa de a obține finanțare pentru zid ar putea bloca această finanțare a guvernului. Totuși există, există o posibilitate de negociere. Am observat că s-a propus cumva o variantă de, de realizarea zidului care poate să fie din oțel și nu neapărat din, din beton. Uh, dar intenția de, de, a obține finanțare pentru, a, pentru acesta uh, continuă. Interesant a fost de urmărit și modul în care s-au mișcat dobânzile în săptămâna trecută. Au fost momente cu accente de panică. Am văzut randamentele pe 10 ani mergând spre 2,55%. Acum suntem mai sus. În momentul de față, randamente mai scăzute sunt nefavorabile riscului și nefavorabile pieței iar uh, minimele atinse sunt uh, de căutat în uh, ianuarie 2018, acum un an de zile. Și mai uh, mai serios decât atât, am avut o uh, perioadă în care porțiunea de inversare a curbei randamentului s-a extins, s-a adâncit. Și dacă continuă scăderea Uh, pe 10 ieri, atunci avem un semnal și mai uh, înfricoșător din partea uh, acestei faimoase yield curve, doar că pentru moment Piețele sunt într-o fază de corecție liniștită, naturală, aș spune. Mai multe tensiuni politice, o disipare a efectului pozitiv de vineri și cred că încetul cu încetul revine și lichiditatea. Mișcările de săptămânile trecute au fost deseori amplificate de o lipsă accentuată de lichiditate și de o panică cumva de a nu rata mișcări. Mișcări a fost în jos, în sus, din nou în jos, în prim zile anului și apoi o recuperare. Acum, sentimentul pare a fi unul nefavorabil, dar nefavorabil corectiv și nu neapărat descădere puternică. Uitați-vă la uh, graficul săptămânal. Cum vi se pare? Mie, acest US500 îmi pare că au înregistrat o rundă de descădere, o perioadă lungă de consolidare, apoi un breakout care în alte vremuri s-ar fi realizat poate în săptămâni sau luni de zile. Uh, Aproape toată ținta, nu cred că chiar toată ținta acestei zone de consolidare a fost atinsă de aproape 200 de puncte. A fost atinsă într-o săptămână, și apoi am mai avut o supraextensie, și cam atât. Piețele s-au oprit. Pe unde uh, detectăm astfel un nivel uh, rezonabil de suport? Eu l-aș vedea în uh, zona în zona uh, minimului și apoi a deschiderii săptămânii uh, care a început pe 20, minimului săptămânii anterioare și a deschiderii săptămânii de pe 23 decembrie. Deci, pe la 2410. Uh, aș spune că, deocamdată, că vreme suntem peste 2410, avem șansa de uh, stabilizare. Pentru că, pe de o parte, nu o să mă leg de medii mobile, am văzut că se vorbește foarte mult despre, despre asta, dar uh, pe de o parte, avem uh, o țintă puternică atinsă, validată, uh, o piață care nu și-a dorit sau nu a putut, aproape același lucru, uh, să închidă în afara zonei care ar fi delimitat exact ținta zonei de consolidare și un rebound uh, semnificativ după aceea. Pe termen scurt, însă, atât tehnic cât și fundamental, piața nu arată extraordinar de bine. Uh, de aceea, aș fi destul de prudent deocamdată. Iar poate nu neapărat calendarul financiar, dar zona de știri este cea care va, va domina Și anume știrile legate de relațiile cu China și mă refer la relații comerciale, dar mă refer acum și la tema Uh, tema politică, adică există așa un sentiment că avem o anumită rivalitate în momentul de față și modul cum a fost preluat în presa vestică uh, a pe partea nevăzută a lunii, cea care nu este întoarsă spre, spre, pământ, a unei sonde chineze, a reflectat cumva o anumită neîncredere, ca să ne spunem direct, uh, direct tensiune. Deci, uh, Aș spune că aceste două elemente sunt destul de importante și un barometru al stresului ar putea să fie ceea ce se întâmplă cu titlurile de stat. O creștere a randamentului ar însemna în această perioadă um, o anumită relaxare o scădere, ar însemna o accentuare a tensiunilor. Nivel de suport a fi pe la 2521 și 2507 aproximativ, apoi 2493, iar rezistență avem la 2541 și 2552, iar peste aceasta undeva către 2575 și a vârful anterior foarte puternic, 2590. Aș fi pariat că e 2600, dar nu încă. Bun, deci o fază corectivă, tendința este încă ascendentă, la fel și pe US100. Multe momente delicate, inclusiv cele legate de Apple și avertismentul său de profit. Acela a fost un moment de, de teamă reală în, în piețe, însă s-a trecut peste cu ajutorul sesiunii de vineri și chiar am înregistrat în uh, această noapte un nou maxim aproape de 6500 pentru, pentru US 100 Cum arată lucrurile? E un început de corecție, da. Uh, dar uh, e cam mult să, să, spun încă, să spun deja un canal de trend ascendent. Uh, până în alta să-i să se dăm puțin timp. Pare, pare a fi ușor vulnerabil și acesta pe termen scurt, dar avem suport foarte aproape. 6411, 6388 și 6300, iar rezistență 6500 și 6602. Uh, bun. Uh, Văd vă o întrebare despre, mai general, despre cum aștept să evolueze piețele de capital în acest an. O să vă răspund foarte pe scurt. Uh, cred că vom avea episoade destul de pronunțate uh, de volatilitate. Asta se citi chiar uh, episoade descendente. Poate nu neapărat de la acest nivel Poate că este nevoie de o reașezare Măcar de o, de o calmare Dacă nu chiar de o corecție pozitivă Dar aici nu vorbim de o zi sau două ori de săptămâni sau luni de zile Mă gândesc că avem două scenarii Puternice și foarte diferite între ele Unul este cel în care Din diferite motive Inclusiv pun în primul rând Relațiile comerciale, dar nu e vorba numai de asta. Economia globală este într-o fază târzie a ciclului de creștere, și oricum ar fi încetinit, dar dacă încetinea este accentuată de criză comercială, atunci am putea vedea o recesiune sau măcar un început de recesiune spre, spre finalul anului în Statele Unite și deci curba randamentului să nu ne păcălească și asta ar putea însemna încă unele scăderi importante, deci să ajungem semnificativ sub minimele recente. Varianta cealaltă ar fi de evitare. O evitare s-ar putea face la limită cu stimulare fiscală și monetară dinspre, dinspre China, cu o poziție monetară destul de blândă în Europa și în Statele Unite, și o condiție necesară, cred, nu suficientă, dar cred necesară, și uh, cel puțin neadăugarea de noi taxe vamale mai, mai mari, dacă nu chiar eliminarea acelora deja impuse. E, în, acel, în acel caz, probabil că am uh, retestat și chiar ocazional depășit maximele. Însă. Mi se pare mai puțin probabil această variantă. Cred că va fi un an deosebit de uh, interesant pentru traderi și un an foarte dificil pentru investitorii pe termen, uh, pe termen lung. Dacă nu au cumva o abordare din această gen Warren Buffett, uh, nu mă interesează ce se întâmplă anul acesta sau peste 3 luni sau peste un an și jumătate, cumpăr pentru uh, poate pentru foarte multă vreme, pentru decenii sau. Chiar anumite companii și a spus că și orizontul preferat de ține ar fi forever. Bun. Asta cred că răspunde la, la întrebarea noastră într-un orizont de timp rezonabil. Iar mergând spre bursa germană, o văd predispusă la, la mișcări mai ample și o văd mai curajoasă decât în trecut. Ceea ce dă un, iarăși un semnal ușor constructiv pe termen mai lung, nu neapărat deocamdată. Problema rămâne însă. Linii de trend multiple, descendente, care trebuie depășite. Una dintre cele apropiate ar fi așa și ar însemna totuși o nevoie de a crește peste 11.360 sau în săptămâna următoare ceva mai jos, dar suntem la mare distanță de de spargerea tendinței descenente. Avem șansă, însă, avem o anumită șansă. Poate că idealul sau cel mai frumos lucru ar fi dacă piețele și-ar stabiliza un minim ușor sub 10.000 de puncte. Deci vorbim de o perspectivă mai largă aici. Nu știm. Depinde nu neapărat de aspecte tehnice, cred. Cred că depinde de acest orizont fundamental. Dar un semn, iarăși un semn pozitiv pe termen scurt este. Felul în care se, se reașează piața din China este o abordare puțin mai, mai încrezătoare acolo. Un aspect negativ este însă tendința de creșterea EUROSD. Pe termen scurt, dacă nu aici, în zona 10.700, poate mai jos, pe la un 640, avem un suport decent. Încă mai jos... Eu aș decifra descifra aici un 530 și apoi gap-ul ar fi acoperit pe la 436. Rezistența e la 828, 932 și 984, apoi baza unui spațiu pe la 11.92 și 11.178. Ca idee probabil că își va, face, uh, își va face loc pe aici, fluctuând 10 de puncte în jurul 10.700 nu arată deosebit de rău pe termen scurt, și ca și celelalte piețe. Aurul a atins la un moment dat 1300, pe anumite scadențe cred că a fost chiar puțin peste, dar a revenit ulterior spre linia de trend. Este un mediu pozitiv pentru, pentru aur, cu nesiguranță și cu un dolar relativ slab. Tendința este încă ascendentă, doar că avem câștiguri importante. Vă amintiți de... De zile. Avem o părere relativ optimistă față de aur. Această mișcare este însă una uh, încă uh, embrionică, aș spune. Suntem uh, într-un interval și nici măcar în zona sa de vârf de uh, nu mai puțin de 5 ani de zile. Uh, abia pe ales 1380 poate că se schimbă puțin profilul și devine mult mai mult mai interesant. Nivelul de suport ar fi pe la 1260, undeva 1251 și 1236, rezistența ar fi la 1305 și 1310. Petrolul a fost spectaculos, acum tinde să revine și părerea mea este că uh, piețele au așteptat uh, începutul de an pentru a-și uh, reorienta uh, poziționarea speculativă ziua cheie a fost pe 26, când am avut un engulfing bullish extraordinar de puternic și de bine format. A fost ceva, ceva memorabil aici. A urmat o fază de așteptare și apoi de, iată, de două zile suntem pe creștere. Tendința ascendentă ne-ar putea duce spre 50. Rezistența următoare este la 50-30 sau 52-10. Acestea sunt aspecte de ordini tehnic, însă fundamental avem semnale multiple despre Arabia Saudită, în primul rând, că și alte state OPEC, care ar putea să se întâlnească de urgență să decidă noi tăieri, dar altfel nu avem decât niște opriri temporare și neprogramate ale altor state producătoare mai mici, inclusiv nispre Iran. Am citit zilele trecute, nu știu dacă mai este încă de actualitate, dar că există anumite anumite presiuni. Piața petrolului ne amplifică însă niște mișcări, niște direcții fundamentale, uneori le amplifică extrem de puternic și în sensul creșterii și în sensul scăderii. Bun, dacă pe termen scurt tendința este una, una, totuși ascendentă, să nu uităm faptul că este unul dintre instrumentele cele mai cele mai oscilante și care tind așa să se, să se răzgândească sau să creeze niște mișcări false niște spargeri false, cum s-a mai întâmplat, uitați-vă chiar pe 3 ianuarie aici, și linia de trend ne oferă suport pe la 48,74, 47,66 și undeva pe la un 45,75, iar rezistența ar fi la 49,67 și 50 înainte de 50,29. EURUSD, deocamdată aproape de zona de sus a range -ului. nu știu dacă, dacă deja aici se oprește, să pare destul de aproape, de acest, de acest, prag. Este un interval și încep abundă discuțiile despre ce se va întâmpla anul în acesta. O, o, bancă de investiții susține că dolarul va slăbi. Vom, vom discuta în zilele următoare. Mai este, mai este timp. Uh, pentru un moment să reținem faptul că uh, tendința este ascendentă, dar că cel puțin pe termen foarte scurt, mi se pare destul de dificil de susținut, mai degrabă e loc pentru o corecție. Dacă am continuat să creștem, avem rezistențe importante, 14,68, 14,76 și 14,97. Suportul ar fi inițial în jur de 14,29 și mai jos 14,18 și 14,10. Cred că trebuie să lăsăm timp un pic pieței să-și recâștige, uh, să recâștige echilibrul. Uh, Lira Stelin a avut momentele sale de panică la începutul anului, dar o ajungem pe dolarien acolo a fost mai interesant. Recuperare aici revine discuția despre ce se va întâmpla în Marea Britanie, ce fel de brexit avem. Și să știți că o anumită grupare este foarte insistentă pe tema unui, unui al doilea referendum. De asemenea, unii parlamentari susțin că Tereza mea ar trebui să elimine ipoteza ieșirii fără un, fără un acord. Ce ar însemna asta? Ar însemna soft Brexit sau al doilea referendum. Deci bătălia continuă și eu tind să cred că piețele se pot teme de un no deal Brexit, dar mai degrabă vom avea o înțelegere sau un al doilea referendum. Uh, pentru moment însă linia este relativ calmă. 1, 28, 13, 28 97 rezistență, 127, 12 și 26, 20 suport. Dolar ien. Nu știu dacă v-ați mai uitat. Eu am uitat în momentul în care am citit că a fost un flash crash aici. e bine, a fost panica aceea după. A fost în noaptea de după anunțul Apple. Eram undeva în natură, nu aveam prea mare uh, conexiune cu piețele atunci, dar am fost curios să, să mai citesc o știre și uh, când am văzut graficul am zis, da, asta este, uh, acesta este semnul unei, uh, unei piețe puțin lichide și unei piețe uh, panicate și este semnul revenirii uh, acelui mod de operare al dolarien uh, drept uh, drept barometru al riscului. Pur și simplu, teama a fost în sesiunea asiatică atât de mare. Probabil că au fost și niște um, apeluri în marjă, margin calls. Uh, poate a fost și de început de an. Sunt mai întâmplă lucruri de acest gen și este foarte important să le reținem. În perioada de lichiditate scăzută, în perioade de vacanță, să în inime imediat înainte, imediat după, uh, există o predispoziție la așa ceva și nu știu niciodată unde va lovi. A fost pe dolar poate să fie pe un anumit indice poate să fie pe volatilitate, poate să fie pe, pe altă perichea dolarului. E, e greu de, de spus, însă uh, gândiți-vă ce, ce însemna dacă nu, avea un, dacă nu avea un stop loss sau dacă avea o poziție prea mare. Bun. Uh, tendință de atunci de revenire și o tendință de relativ echilibrare. Uh, de acum înainte cred că ține destul de mult de dinamica dobânzilor în Statele Unite, recuperarea pe dobânzi a ajutat de asemenea. A fost o, și -o perioadă în care dobânzile scădeau în statele unite. Atunci, deci ochii și pe dobânzi dacă ne interesează dolarien și ochii pe piețele de capital. Probabil însă că e loc de o anumită ajustare descendentă în această sesiune. Rezistența ar fi pe la un no stop 63 și așa alegem minim anterior 109 19 pentru suport suntem cam în zona 180 deci putem la un un minim, un maxim local anterior, 1778 și ulterior niveluri rotunde, deci 107, 106 sau chiar putem alege acest minim din septembrie 2017, 107.31. Bun, pe leu am revenit în zona 4,66 și presiunea pare a fi una Totuși ascendent, există anumite întrebări legate de buget, de deficit și uh, uh, vedem că volatilitatea este și în plan extern destul de uh, destul de ridicată. Totuși interesant este că poate cu poate fără nicio legătură cu proiectul uh, ordonanței de urgență pentru bănci, tendința dobânzilor este de scădere. Roborul a ajuns la 2.94 ceea ce poate să reflecte mai multă lichiditate este de văzut, e un fenomen ce, ce trebuie urmărit dar această tendință a dobânzilor care știm că se leagă cumva de nivelul de impozitare al, al băncilor pe activele deținute înseamnă însă pe de o parte înseamnă un avantaj pentru cei care și-au asumat credit, înseamnă însă pentru Leo o presiune descendentă Deocamdată este însă prea devreme de a, de a, pentru a trage niște concluzii. Nivelul cifrei de afaceri din comerț a crescut cu 2,5% ca serie brută, dar 1,5% în noiembrie față de deci față de luna anterioară 1,5% și față de anul anterior plus 6%, deci comerțul în continuare merge foarte bine. Suport la 65,10 și 64,20 orientativ, rezistență la 66,50 și 67 și piața este destul de echilibrată deocamdată. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi reușită de tranzacționare și mult succes în anul acesta. Pe curând, la revedere!